Bine ați venit la Stax TV, material extra despre dormitul pe plajă, noaptea, în rulotă, în mașină. Începem treaba, avem Toyota, avem remorca de la Fim, varianta de vară, avem Dobrescu și varianta 4 pedă. Stai să-ți arăt ce mai avem de la Garmin, fii atent. Navigație de off-road, dacă avem remorca de off-road, avem și navigație de off-road. Testăm noul produs de la Garmin cu varianta Overlander. Vedem ce face, ne arată el drumuri, trasee, campinguri și așa mai departe, îl montăm și înregistrăm și traseul ca să putem să vi-l dăm. Să mergeți și voi la mare, pe teren accidentat, așa cât se poate. O să vă prezentăm și caravana și jeep-ul. Hai mă, filmează și jeep-ul, să apară și el, te rog eu. Haide, haide! Bine că mă scopeam în nap. Mașina de asistență. Haideți să-l și vedem cum arată, pentru că și eu sunt curios. Chiar e un plus. N-ai ce să zici. Arată super tare. Hai să vedem. Pornește? Cred că a luat-o. Ia să vedem ce mai avem aici. Ce mai avem aici? Unde mai bag atâtea încărcătoare, frate? Spune-mi, te rog. Băi, frate. Fii atent cât de tare e asta. Oh, Ivers! Oh! Nu? Îl pun aici, în față, să nu mai fac nimic. Nu mai am unde să le mai pun. Unde să le mai pun? Ăsta îl păstrez, că dacă îl vindem, să pară nou. Nu-l vindem, dar vă promitem un cod de discount. Promitem, solemn. Haide mă să mergem, că avem treabă jos. Mă pui să desfac pachete de-astea, zici că sunt vânzătoare de-aia de... Mai am o ventuză mică și că încă o chestie mică, o fi antenă. Hai să-i dăm mai departe că trebuie să ne vedem la fundulea cu băieții. Traseu, mult praf, am ales varianta de asfalt ca să ajungem să mai prindem și noi măcar un pic de lumină când ne instalăm. Spre Vadu am încercat, dar ne oprim la Corbu că așa ne sfătuiește toată lumea și vă sfătuim și noi pe voi să o faceți. Hai să ne instalăm!
trezit de dimineață cu răsăritul, mulțumită lui Marius Dobrescu că eu nu m-am trezit. M-am trezit pe la 7:30. O să vedem astăzi un pic din interiorul rotei, pentru că încă nu este produsul final și nu putem să vă oferim foarte multe detalii despre ea. Vom vedea camerele pe care noi le avem montate și pe Jeep și pe Toyota, camerele, nu știu cum se numesc camerele astea de trafic de la Garmin. Vorbim un pic despre ele, ce știu să facă, alertele în trafic, frână și așa mai departe. Mergem la Vadu să-l vizităm, după care alegem un alt loc de campare, dar nu vi-l spun deja. Și vorbim poate și despre Jeep-ul lui Marius. Poate, un pic de detalii, câți bani, cât costă, suspensie, roți, cum am ales, ce am ales și ce variante sunt bune așa pentru utilizarea mașinilor în zona medie, să zicem așa, nu spre extrem. Și să vă mai povestesc ceva despre produsele de la Garmin. Noi le testăm acum. Nu suntem specialiști nici cu camerele din parbriz, dar o să vedeți niște cadre trase de dânsele și la mine și la Marius. Și încercăm să salvăm sau nu. Avem ziua 1. Ah, ce? Ciulin? Da, da, Ciulin. Avem ziua 1 salvată. Cred, sper că am salvat dracul. Și din ziua 2 am înregistrat până acum o oră și 47 de minute. Îl lăsăm să meargă, să știi. Îl oprim la locul de campare pentru ziua 2. Hai să mergem. Sorry bro, m-a luat valul și era valul și pe jos fără cap. Capul! Excursia a două nopți, dormite în rulota de la film Caravans. M-am uns pe suflet. Dacă aveam și pernă, a mea personală, eram și mai fericit. Data viitoare o să am. Ce ați văzut voi în episod este varianta de vară, varianta fără încălzire, varianta care are o capacitate a rezervorului mai mare pentru apă. Te poți spăla mai ușor pe picioare aici, ai cel puțin în spate, o singură ușă. Partea de bucătărie o avem aici cu masă, duș, apă, buton, tot ce vrei, lumini, ai lumini aici, lumini în partea asta, cu taci, frumos,
Dacă vreți să vedeți mai multe lucruri, panoul de comandă avem acolo, geamul lateral cu jaluzele, luminile interioare și dacă vreți să știți mai multe lucruri despre rulota de la film, varianta de vară sau varianta de all season, scrieți-ne mesaj pe YouTube și noi mai facem un review, nicio problemă, că nouă ne place să mergem cu rulota și să ne plimbăm, să filmăm lucruri tari și să vă arătăm vouă și să vă povestim despre dânsele, să vă dăm tracurile odată cu prietenii noștri de la Garmin. Încercăm să folosim camerele de bord. Și eu și Marius avem una instalată pe mașinile noastre de teren. O să aveți linkuri în descrierea videoclipului cu camerele folosite de noi. Eu am o cameră mai deșteaptă pentru că eu sunt puțin mai prost și atunci când stau la semafor, stau pe telefon și ce credeți, camera mea îmi spune când traficul din față se mișcă și atunci pot să plec liniștit să nu mai trezesc că am pierdut două semafoare. Iarăși, cum eu stau pe telefon și nu sunt atent, camera mea mă anunță dacă părăsesc marcajul de pe drum. Nu știu alu Marius ce știe să facă, dar o să ne spune el în comentarii pe YouTube. Dacă v-a plăcut peisajul, distracția și track-ul oferit de noi, sper să-l avem înregistrat, dați like, share și subscribe ca să avem cât mai multe lucruri de prezentat și cât mai multe locuri.